Domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giugiu. Ideea construirii unui nou pod între Giugiu și Rusă este tratată diferit de către cei interesați de acest subiect. Încearcă să atragă atenția celor care ar putea promova un astfel de proiect. Alții le abordează superficial sau chiar îl minimalizează. Directorul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București, Marian Mina, este unul dintre aceia care au abordat subiectul legat de un pod nou Giugiu-Ruse. El a declarat ieri că a fost înțeles și că nu a contestat oportunitatea unui astfel de proiect. Construirea unui pod peste Dunăre este o problemă serioasă și este o oportunitate atât pentru și nu cred că cineva s-ar opune sau nu poate să se opună Marian Mina construcției unui pod Nicolae Barbu sau mai știu eu cine. Cu doar câteva zile înainte, însă, luni 26 octombrie, Marian Mina a declarat altceva într-o emisiune de la o televiziune locală. Își dorește sau nu ca un astfel de proiect să fie promovat și aplicat, Marian Mina a spus-o singur. Nu cred că acest pot se va construi, toate că mi-aș dori, deci vă spun cu atât, îmi doresc să se încă un pod la Giugiu, dar nu cred că se va construi. Nu se va construi. Deci eu am curaj să-mi asum public ceea ce spun.
propunere nu este o idee lansată abia acum. Despre acest proiect s-a discutat în mai multe rânduri, inclusiv în cadrul unor întâlniri româno-bulgare organizate de către deputatul Florian Nicolae. Mai multe autoritățile bulgare iau și ele în serios acest proiect, prefectul de Rusia se confirmând acest lucru și arătând că podul Calafat Vidin nu este suficient. Ce dacă am făcut și a fost construit podul între Vidin și Calafat? Scrie vă promeni situația. S-a schimbat ceva? S-a schimbat situația? Виждате какъв е натиск и какъв е трафик. Și трафикul средно и старя физика la care средно 10.000 денонощни превозни средства. 10.000 медио направлението се варна. Дин Рус се спреварна. 10.000 и повече от 8.000 Mai mult de 8.000 по направлението от Русия за Велико Търново. La Русе спре Велико Търново. От които 2000 2000 sunt tiruri. Care este най-големият problem? Care este cea mai mare problemă și la ora actuală? Nu în ultimul rând, o astfel de idee a fost avansată chiar și de membrii unei delegații de investitori din China, care a vizitat anul trecut municipiul Giurgiu. Iar o astfel de investiții ar însemna enorm pentru Giurgiu, dar acest lucru trebuie înțeles toată lumea. În timp ce unii politici în Giurgiu tratează în glumă construirea unor noi poduri peste Dunăre, chiar și la Giurgiu. În Germania, la în cadrul forumului internațional privind strategia Dunării se discută extrem de serios despre un asemenea proiect. În materialul următor puteți urmări în ex-
declarațiile unor lideri europeni pe această zile la Ulm în Germania se desfășoară forumul anual al Uniunii Europene pentru strategia Dunării, unde foarte multe dintre temele dezbătute de liderii europeni țările riverane Dunării s-au axat pe necesitatea construirii a 12 noi poduri peste Dunăre. Proiectul care este considerat o utopie de către unii lideri politici juveni este privit cu mare responsabilitate la nivel european. Proiectul pentru construirea de noi poduri peste Dunăre se poate realiza. Trebuie doar să credem în el. Este unul dintre proiectele despre care s-a vorbit foarte mult aici. Dunărea este un fluviu mare, dar cu prea puține traversări și cred că unul dintre rezultatele cooperării noastre este să construim mai multe poduri. I-a dit donaștere. Reprezentanții țărilor riverane Dunării trebuie să aibă ce mai puternică în Uniunea Europeană. Dunărea în comparație cu Rinul nu are suficiente utilități. Acolo există poduri la o distanță de 8 km. Ce pe Dunăre există un pod la 150 de kilometri. Este important ca pe viitor să avem comisare ai Dunării care să devină oameni de legătură directă cu Uniunii Europene. Prea puținele treceri peste Dunăre care au dus la degradarea infrastructurii sociale a lipsei locurilor de muncă și la exodul localnicilor de toate vârste au creat și imaginea negativă sintetizată prin formula suntem cea mai săracă regiune din Europa. De aici și interesul major al reprezentanților localităților Dunării de a crea noi traversări peste Dunăre cu detalii și imagini.
România. Vom reveni în jurnalele următoare de la TV Giurgiu. Președintele Clubului Elevilor Liberal, Adrian Chiran, îi solicită primarului Nicolae Barbu să-i trateze pe elevii de la toate liceele din Giurgiu în mod egal. Adrian Chiran susține că primarul acordă atenție numai elevilor de la Colegiul Național Ion Maiorescu. Adrian Chiran i-a adresat primarului municipiului astăzi interpelare într-o conferință de presă desfășurată la sediul PNL Giurgiu. El a cerut tratamente egal din partea primăriei pentru toate liceele din Giurgiu. Cei de la liceul Tudor Vianu au făcut o adresă către primărie să facă balul Bobociul la Ateneu. O adresă simplă. Domnul primar a refuzat-o, spunând că astfel de manifestații nu se fac la Ateneu. Și că este doar pentru muzică. Ok. Dar celor de la mai răscut de ce le-au acceptat-o, cei de la mai răscut de ce au făcut la rând acolo diverse manifestații. De ce refuzat multe alte cereri pe motiv că nu sunt oameni și cei de la Liga Elevilor Social-Democrații când au avut alegeri au fost nici 10 persoane sală. Vreau doar să-l întreb pe dânsul de ce face diferențe în astfel de cazuri. Adrian Chiran a mai anunțat astăzi că membrii Clubului Elevilor Liberale au demarat o acțiune de protest în mediul online. Prin această acțiune îi cer guvernului să aloce educație cel puțin 6% din produsul intern brut. Timp de trei zile de cartier din municipiul Găzduiești
culinare tradiționale românești. Brânzetul, mezelul de casă, îmbrăcăminte, dar și obiecte de artizanat sunt doar câteva dintre produsele pe care juvenile pot cumpăra de aici. Comercianții veniți din toate colțurile țării se bucură deja de clienți fideli. Cu brânzeturi și produse din carne preparate numai după rețete tradiționale pot fi cumpărate timp de 3 zile din parcarea unui supermarket din cartierul Tineretului. Ne aflați între cele privesc mai gustă cât o bucată din bunătățile expuse, dar mai și cumpără. Acesta a fost motivul pentru care comercianții au revenit la Giurgiu. De unde ai venit? De la Argeș. Spuneți-mi ce le oferi Giurgiu Venilor. Păi, Giurgiu Venilor știu produsele, dar mai nu printre ce am avut, mai avem ceva nou. Carnea de la garniță, jumări, cașcaval, avem jambon, kaiser, cu usturoi. Tot ce este bun. Aveți clienți fideli? Avem. Deci când ne-au revăzut ieri, chiar s-au bucurat. A zis chiar ne face plăcere ca și cu produse bune și au cumpărat de la curtea de azi. Ce le-ați adus Giurgiu Venilor? Cârnați de porc, de porc de oaie, slăninuță, cașcaval, tătele mea. Sunteți pentru prima dată la Giurgiu? Da, pentru prima dată. A prima zi. Doritorii pot găsi cârna stocată cu barda la 35 lei kilogramul mușchi
de lei, amatorii de dulciuri pot cumpăra vestitul cozonac cu un toși cu 10 lei. Bucata cu prețurile nu sunt chiar pentru toate buzunarele. Clienții știu că vânzătorii sunt dispuși să negocieze prețul dacă doresc să aibă vânzare. Cum vi se pare marfa de la tot? Dar da! Păi am venit în urmă cu o oră. Am cumpărat. Doamna m-a invitat. Bune preparate are gustoase, nu sunt sărate, nu sunt sărate. Eu am hipertensiune și mă feresc de sare. Ce să vă spun? Prețurile cum vi se pare? Păi, prețurile sunt în raport de calitate. Eu așa consider. Doamna dispusă la negocieri? N-am negociat, dar cred că era dispusă că e o doamnă drăguță și amabilă. Mi-a plăcut și a venit să cumpăr. Prețurile cum vi se măsura calității, da. Pe lângă negustorii de produse alimentare și-a făcut loc și un comerciant de blănuri. Haine, dar și accesorii pot fi cumpărate de juveni la prețuri de producător. Târgul de produse tradiționale își va închide porțile duminică, însă comercianții pentru că la Giurgiu clienții au rămas fideli. Da, aproximativ un an cu frecvență aproape lunară personalul bibliotecii județene
sărbători culturale prin prezentarea și lansarea jurnalului de literatură și lansarea diferitelor lucrări beletristice ale autorilor juveni. Sediul Instituției de Cultură din municipiu s-a anunțat apariția numerelor 8 și 9 a publicației bibliotecii și s-a lansat romanul Țărmul Sculptat al Dorinei Reale sărbători culturale, acțiunile întreprinse de circa un an la Biblioteca Județeană Iabasa Rabescu din Giurgiu adună în sala de lectură a instituției iubitor de carte, elevi și scriitori locali, ori scriitori și publicișile sceni, lucrători pe alte tărâmuri ale țării, dar bucuros să se afle la evenimentele culturale din localitatea dumneavoastră. Cultura dumneavoastră se exprimă în acest timp în oferta anume ca partea la sala de lectură a bibliotecii s-a lansat astăzi numărul dublu septembrie-octombrie al revistei Jurnal de Literatură. Ce mai arată revista? Grafice de data asta
pentru că fetonul doamnei Georgescu, care a apărut acum trei numere, a stănit un maxim interes. Și după ce timp de câteva a apărut foile ton cartea doinei Georgescu, romanul Țărmul Scultat a fost lansat astăzi. Ce spune cartea doinei Georgescu? Că viața este plină de surprize. Așa am o propoziție. Ce întrebă pune această carte? Cum acceptăm schimbarea? Cu ce plătim pentru ea? Juvenii iubitori de literatură vor fi invitați, a precizat directorul bibliotecii Iaba Sarabescu, Dan Mucenic, și la viitoarele evenimente editoriale de ceară al lui Ionel Muscalu urmând să fie lansat la Giurgiu. Consiliul Județean al Elevilor Giurgiu și-a ales noul președinte. Nu a fost concurență pe post pentru că un singur elev și-a manifestat dorința de a reprezenta interesele elevilor în fața autorităților. Pentru noul președinte nu va fi cu mandatul ușor, având în vedere că are de continuat multe proiecte ale fostei conduceri, plus implementarea altora noi. Mandatul președintelui Consiliului Județean Giurgiu s-a încheiat, așa că s-au organizat alegeri pentru o nouă conducere. Prin urmare, președinții consiliilor școlare din cele 14 licee din municipiu și județ sau unit la Centrul Cultural Ion Vina pentru a-și da votul noi structuri de conducere a Consiliului Județean. Eu am făcut un mandat, astăzi mi-l voi termina.
de vicepreședinte și secretar. În acesta avem 7 departamente care să ne ajute să știm mai bine situația din orașul Giurgiu, și departamentul pentru învățământul din știu, predic, avocatul elevului de departamentul de sport și cultură și mult mai multe. Pentru funcțiile de președinte, cei doi vicepreședinți și sau înscriși 7 candidați, însă au existat opțiuni și pentru departamentele din cadrul Consiliului Județean, cum ar fi cele responsabile cu PR-ul și comunicarea. Și programele de tineret, cultura și educația, avocatul elevului și altele. Pentru a-i susține demersul lor alături de elevi sau aflați și reprezentanței inspectoratului precum și coordonator și formator din cadrul Consiliului Județean. Ei sunt vocile dumneavoastră. Ei vor transmite către Consiliul Județean Giurgiu.
spre deosebire de alți ani, de data aceasta pentru funcția de președinte al Consiliului Județean al Elevilor, s-a înscris un singur candidat, un elev al Colegiului Național Ion Maiorescu, un tânăr cu ambiții mari și proiecte pe măsură. Din păcate, sunt singurul candidat, aș fi vrut ceva competitivitate astăzi. Doar că am văzut că nu sunt foarte interesat de Consiliu. Eu îmi doresc această funcție pentru că vreau să rezolv această problemă. Vreau să duc Consiliu pe vreau să fac treaba așa cum și-au făcut și membrii anteriori. Consiliul Județean al Elevilor este structura care reprezintă interesele elevilor în relația cu inspectorul școlar și cu Consiliul Național al Elevilor, nu de puține ori doleanțele liceenilor, bucurându-se de succes. Directorul Teatrului Tudor Fian, Ionescu, a fost înștiințat din nou de Consiliul Județean că nu poate participa la concursul pentru funcția pe care încă o deține. Sunt invocate în acest sens regle care de fapt nu sunt valabile în acest caz. Mircea Mei Ionescu a primit vestea că a fost respins dosarul pentru concurs. Motivele invocate de Comisia de la Consiliul Județean fiind însă mult prea discutabile. În schimb, Ministrul Culturii a transmis o adresă prin care se confirmă că directorul teatrului are dreptate. Potrivit dispozițiilor articolului 3 din ordonanța de urgență guvernului numărul 189/2008, autoritatea trebuie să stabilească și să identifice în mod de expres condițiile de
specialitate corespunzătoare domeniului specific al acestei categorii de instituții. Trebuie pentru care vin și spun am făcut și o contestație, vin și spun că toate concursurile de până acum, cele trei negativ, sunt ilegale. Pentru că toate anunțurile pentru concursuri nu există această stabilire și identificare în mod de expres a condițiilor. Astăzi a fost termenul final al interimatului asigurat de Mircea la teatru. Urmăriți pe larg cum stau lucrurile în acest caz, în prima parte a ediției speciale din această seară după jurnalul de știri. Cea de-a treia ediție a Festivalului Național de Dans va avea loc sâmbătă începând cu ora 10 la Teatrul Tudor Vianu din municipiu. Peste 200 de dansatori cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani se vor trece în executarea celor mai inedite mișcări în stilul show dance. Festivalul va debuta cu o paradă a participanților ce se va desfășura pe pietonarea Mircea cel bătrân. Este al treilea an consecutiv când Asociația Millennium a reușit să aducă într-un singur loc dansatori din toate colțurile țării. Festivalul Național de Dans Cupa Dunării va avea loc sâmbătă începând cu ora 10 la Teatrul Tudor Vianu din municipiu. La acesta vor participa peste 200 de dansatori care studiază arta coreografică. Participanții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani provin din asociații, cluburi și studiouri de dans a
atât din țară cât și din străinătate. O noutate la cea de-a treia ediție o reprezintă faptul că printre participanții la festival se vor afla și dansatori din Bulgaria. Festivalul se află la cea de-a treia ediție, vor participa în concurs în jur de 240 de dansatori cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Ei provin de la cluburi de dans atât din țară cât și din Bulgaria, din orașul de pe Dunăre, din Ruse. O notată pentru acest an este că din jur va face parte și Natalia Tomo graf al formației de dans Miraj din Rusia, Bulgaria. Festivalul este organizat de către Asociația Culturală pentru Copii și Tineret Mat, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu și Inspectoratul Școlar Giurgiu. Deschiderea festivalului de la ora 10 va avea loc o paradă a participanților pe pietonală la Mircea cel Bătrân. Concursul în care dansatorii se vor întrece în executarea celor mai inedite stiluri de dans va începe la ora 11. Organizatorii promit o atmosferă inedită de care se vor bucura aproape 400 de persoane care vor urmări și susține din sală. Din rândul actorilor care s-au făcut cunoscuți publicului, în special pentru faptul că au ales să abordeze comedia, mulți s-au dovedit că pot fi capabili de bune prestații profesionale și în alte domenii ale
ce s-a născut pe 30 octombrie 1957 este doar unul dintre aceștia. Filmul static, de exemplu, în care joacă alături de Bruce Willis, argumentează ipoteza. Polac susținea spectacole de genul stand-up comedy, iar peste alt deceniu mergea în turnee profesionale pentru același scop. Născut pe 30 octombrie 1957 în San Francisco, Polac are șansa de a primi rolul în filmul Willow. Și în acest moment seria filmelor de televiziune și producțiilor pentru marele ecran îl onorează. Actorul nu renunță însă la o altă iubire a sa, teatrul. Într-o manieră de stand-up comedy și în atmosfera specifică Academiei Americane de Film, Kevin își amintește cum a fost solicitat să joace în filmul lui Martin Scorsese, Caz 79, I was struggling stand-up comic working in some clubs in New York. I remember I finished the set one night, I walked out of the club, was strolling up First Avenue, and huge black limousine pulls up alongside, and the tinted window rolls down, and there sits Martin Scorsese, and I thought, oh my God, did he see me at the club? And he's tracking me down.
he says, hey kid, I think you got something. De acțiune în care americanul Polac joacă este cel numit ostatic, aici interpretând personajul Walter Smith și avându-l ca partener polițistul care se vede nevoit să renegocieze un conflict cu luare de ostatici. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile zilei. Rămâneți cu noi, urmează sport, meteo și două ediții speciale. Nu ratați în această seară emisiunile Iluzii Prejudecăți pe și cronica Giurgiuveană. Sunt Nicoleta Pană, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend excelent. Daniel Nicola este noua achiziție cu care clubul Astra Giurgiu se mândrește. Transferul rapidistului care a jucat și în campionatul Franței a fost pus la cale încă din vară în discuții cu antrenorul Marius Șumudică, dar a fost perfectat abia cu puțină vreme în urmă. Președintele clubului spune că Daniel Nicolae a semnat cu Astra doar până la finalul.
de ceva vreme și un modific este de părere că atacantul va juca în etapa următoare cea de la Giurgiu cu Craiova. Nicolae s-a prezentat la conferința de presă de la Giurgiu încălțat în papuci și fără nicio legătură cu botinele sale. A fost de părere că mai e mult până departe.
Joască pat și de presiunile financiare. După ce patronatul s-a întâlnit cu conducerea clubului și s-a ajuns cu plățile aproape la zi. Noi, în momentul de față, chiar vreau să-i mulțumesc. Mai multe amănunte despre clubul Astra și următoarele meciuri ale echipei. Imediat după știri, în a doua parte de ediției speciale. Craiova se anunță o partidă disputată în etapa 16 a ligii întâi fotbalistice, dând publicului giurgiuvean posibilitatea unui nou spectacol după 15 etape disputate. Se află în fruntea clasamentului cu 30 de puncte, în timp ce Oltenie ocupă locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off. Formația antrenată de Emil Săndoi a acumulat 22 de puncte și la fel și Astra traversează un moment bun de formă. Ambele formații au făcut 3 victorii în ultimele 4 meciuri. Oltenii venind după o partidă câștigată cu 3-0 în fața lui Dinamo. Dar și după după o
eu aș prefera să joc prost, cum de altfel am făcut-o la Brașov a doua repriză, să mă calific. Astăzi, înaintea prânzului, jucătorii astrei veni să se relaxeze înainte de meci, au fost primiți de către fanii în centrul orașului. Va juca etapa cu numărul 9, partidele fiind programate cu începere de la orele 16. O etapă în care hotarele Valea Dragului se anunță o partidă cu gazda avantajată terenul propriu. Arsenal va avea probabil un meci ușor cu Dunărea Oeni. Acum, la prundul, se anunță un meci echilibrat cu Slobozia. Iar Colibaj va avea de furcă cu unii izvoarele. Sperăm că Dunărea Giurgiu să nu mai aibă probleme la Vărăști. În rest, partidă echilibrată și la vedea cu spicul izvorul. Iar întâlnirea de la Mihai Bravo cu Mihai
discreția gazdelor. După 8 etape pe clasamentul seriei Sud a Ligii a 4-a județene arată astfel. Toate temperaturile vor continua să scadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor situa între 8-9 grade în Moldova și în depresiuni și 15-17 grade în Marea Mureșii. Duminică, în jumătatea de sud a țării, vremea va fi ușor mai rece decât în mod normal la această dată. Astfel, maximele termice se vor încadra în 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 12 și 7 grade. La Giurgiu weekendul va fi unul însorit, dar temperaturile vor fi destul de scăzute. Pe acel mult 10-11 grade în municipiul la Ghimpații, Zvoarele și Comana și maxim 9 grade în Mihăile și Hotarele și Bolinții, Valele. Vântul va sufla cu o viteză de 20 de kilometri pe oră din direcția nord-est spre presiunea
atmosferică va fi de 778 mm, coloană de mercur, iar umiditatea de 44%. Apele Dunării sunt în scădere cu 30-40 centimetri, cota probabilă fiind 240.